Se înmulțesc apelurile pentru retragerea lui Joe Biden în cursa prezidențială. Până și fanii președintelui, actualului președinte american, sunt îngrijorați după ce au văzut că se află într-o stare destul de fragilă și toată povestea de aseară s-a transformat într-un calvar pentru cei care voiau să se asigure că Joe Biden va putea fi viitorul președinte al Statelor Unite. Ei își pierd speranța în momentul acesta. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură domnul Andy Lăzescu, analist de politică externă. Bună ziua, domnule Lăzescu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, bună ziua. Îl salut și mulțumesc domnului general Dan Grecu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Lăzescu, am comentat ieri, la aceeași oră, în așteptarea dezbaterii de aseară, ce v-a plăcut și ce v-a deranjat la această dezbatere? Vorbim mult despre faptul că Joe Biden nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Sunt alții care spun că, de fapt, stafful de campanie al lui Biden era chiar mai pesimist și se aștepta la o versiune și mai proastă a actualului președinte. Bun, nu, ceea ce am vorbit ieri n-a făcut decât să confirme ceea ce am văzut ulterior. Și problema, sigur că dezbaterea în sine aproape că nu a mai contat așa ca discuții. Totul s-a mutat pe starea fizică și mentală a președintelui Biden. Și într-adevăr, acesta n-a rezistat, de aceea și apropo de ce spuneați, sunt tot felul de apeluri, sunt tot felul de variante puse pe masă și, cum spuneam, întreaga presă tradițională americană, care cu mici excepții este toată cu arme și bagaje în tabăra democrată, a trebuit să recunoască o evidență. Partea mai, cumva mai îngrijorătoare într-un fel alta, chestiunea asta nu a apărut ieri. Chestiunea asta se știe de luni de zile. Hai că în 2020 starea lui Biden era, să zicem, rezonabilă. Dar ulterior, de un an și ceva, se știe foarte bine dificultățile cu care se confruntă Biden. Au fost tot felul de clipuri. Sigur, ieri s-a văzut la nivel planetar lucrul ăsta. Dar și faptul că cei din jurul lui Biden, din motive foarte personale, de exemplu, se vorbește că echipa întreagă a lui, sau oamenii influenți din echipa lui Biden, provin de fapt din echipa lui Barack Obama și care au dorit să continue într-un fel să controleze Casa Albă fără să fie acolo. Dar el cumva a fost iresponsabil să împingi un președinte într-o asemenea stare, să-l împingi pentru un al doilea mandat. Și lucrurile, că deja acum multă lume e chiar îngrijorată chiar de ce se va întâmpla din acest moment până spre sfârșitul anului. Lucrurile într-un moment atât geopolitic, atât de complicat, să vezi cum arată ceea ce numim îndeoște liderul lumii libere, sigur, e îngrijorător, deci chiar pentru aceste luni. De aici încolo, sigur, lucrurile au decurs, apropo de ce m-ați întrebat direct, au decurs de o manieră cumva previzibilă. Singura problemă era, și apropo de ce vorbeam și ieri, cum va rezista în această dezbatere Joe Biden. Și lucrurile s-au văzut. De aici încolo încep speculațiile, încep formulele, ce se va întâmpla, cum îl vor... Se pare că sunt unii democrații influenți, care unii vor să ar fi dorit să se ducă chiar imediat către Casa Albă să-l convingă pe Joe Biden să renunțe. Sunt alții, se vorbește despre o schimbare a vicepreședinte Kamala Harris, care este un personaj extrem de nepopular, extrem de slabă prin tot ce a făcut, extrem de nepopular, să încerce să o înlocuiască pe Kamala Harris. Lucrul ăsta se poate din punct de vedere tehnic, formal. Dar evident că e o panică întreagă în Partidul Democrat, dar repet, e ca și cum și presa americană, și New York Times, și Washington Post, și NBC, și CBS, toate au descoperit acum starea lui Biden, care era evidentă de cel puțin de câteva luni. Adică, sigur, a reușit cumva să iasă din această dificultate, sau a părut cumva să reziste cea mai bine, sub stimulente medicale, evident, în timpul discursului pe starea Uniunii din ianuarie, dar au trecut câteva luni bune de atunci și acolo a fost pe teleprompter. Aici, fără teleprompter și cu toată situația, lucrurile s-au schimbat. Deci suntem într-o situație, eu aș, dincolo de chestiunea în sine, apar cel puțin
două, trei elemente care, despre care ar trebui să pe care ar trebui să le punctăm ca și o concluzie. Primul este că în momentul ăsta democrații sunt în panică, încearcă să găsească o soluție. În al doilea rând, ar trebui cu toții să fim îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat. Și felul în care arată Casa Albă în acest moment, sau liderul Casei Albe în acest moment, pentru că suntem într-un moment și stau și mă întreb ce consecințe geopolitice va avea acest lucru. Putin zice că nu s-a trezit să vadă dezbaterea Trump-Biden. Rusia nu va comenta politica internă a Statelor Unite, a declarat în urmă cu puțin timp purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit agenției Reuters. Dar, domnule general Grecu, Donald Trump l-a acuzat pe Joe Biden că va duce lumea către cel de-al treilea război mondial. Vă propun să vedem această declarație și o comentăm alături de dumneavoastră. If we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine. A lot of people are dead right now, much more than people know. You know, they talk about numbers. You can double those numbers, maybe triple those numbers. He did nothing to stop it. In fact, I think he encouraged Russia from going in, just like Israel would have never been invaded in a million years by Hamas. You know why? Because Iran was broke with me. I wouldn't let anybody do business with them. They ran out of money. They were broke. They had no money for Hamas. They had no money for anything. I've never heard so much malarkey in my whole life. Found ourselves in a situation where, if you take a look at what Trump did in Ukraine, this guy told Trump, do whatever you want, and do whatever you want. And that's exactly what Trump did to Putin, encourage him, do whatever you want. And he went in. And listen to what he said when he went in. He was going to take Kyiv in 5 days, remember? Because it's part of the old Soviet Union. That's what he wanted to reestablish, Kyiv. And he, in fact, didn't do it at all. Wasn't able to get it done. And they've lost thousands and thousands of troops. Well, they're not acceptable. But look, this is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending, it should have never happened. These are wars that will never end with him. He will drive us into World War III, and we're closer to World War III than anybody can imagine. We are very, very close to World War III, and he's driving us there. You want a World War III, let him follow and win, and let Putin say, do what you want, NATO. Just do what you want. Niciodată în ultimii 10 de ani nu s-a vorbit, domnule general Grecu, atât de mult despre al treilea război mondial. Da, este o temă de campanie pentru că aici s-a rezumat, din păcate. Eu am urmărit interesant, Putin a dormit, eu nu mi-a venit ideea asta. Dar, situația internațională a fost folosită mai mult așa ca, să spun, să-i sprijine pe cei doi, pentru că dacă îmi dați voie, și problema e ceea ce a spus domnul Lăzescu la final, America este într-o situație, nu America, americanii sunt într-o situație dezastroasă, să aibă de ales între doi președinți care mie înseamănă, dacă v-ați văzut filmul și sigur l-ați văzut că a fost o comedie spumoasă, mă rog că nu, și doi vecini care toți se certau și se învinuia unul pe altul, și așa păreau și cei doi președinți care aici se pare că au venit mai mult să-și apere ego-ul personal, n-au ajuns la o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului decât la partea aia cu golful. Hai să ne ducem la gol să vedem cine câștigă. Deci, sincer, pe mine m-a dezamăgit complet. Este clar că Trump a venit, e pregătit, e un orator mai bun, e mai în forță, mai în vână. Președintele Biden, de ce a stat o săptămână în cantonament la Camp Davis? Cel puțin în prima jumătate a dezbaterii a arătat slăbiciuni serioase, de unde și rezultatele de sondaje care îl dau favorabile între 48%
depinde de în ce parte au fost făcute, că și la ei există un pic de subiectivism, în favoarea lui Biden și discuțiile care au apărut în rândul democraților, inclusiv cu o propunere că e posibilă să-l înlocuiască pentru candidatură. Eu nu cred că este războiul al treilea mondial la ușa noastră, dar este indiscutabil că dacă nu se găsește o soluție la nivel general, și aici vorbesc de geostrategie mondială, nu de probleme astea între două puteri, de o lume întreagă în care să se așeze relațiile și din punct de vedere a securității, nu numai comerciale, de altă natură, să se așeze pe niște baze stabile, așa cum s-au așezat ele după cel de-al doilea război mondial. Am avut o perioadă de relativă pace, chiar dacă au fost așa vreo 250 de războaie pe care le-am numărat eu din evidențe, probabil că au fost chiar mai multe, dar nu conflagrații care se implice puteri nucleare, mari puteri și așa mai departe. Astea au stat pe margine și din când în când au mai trimis energizante spre una din părți. Ori acest lucru este foarte periculos în acest moment, mai ales că de la 1945 până la 1945, la 2025, de exemplu, arsenalele militare s-au sofisticat și au crescut în putere de distrugere enorm de mult. Iar un tip care gândește mai, un impulsiv care apasă pe butonul roșu, poate să ducă la dispariția lumii, pentru că asta este până la urmă rezultatul unei astfel de conflagrație. Atunci când se bat munții în capete, cei de la vale, cei de sub ei cam dispar. Urmează o nouă dezbatere, o nouă confruntare teoretic în luna septembrie, domnule Lăzescu, timp în care democrații vor vedea dacă îl mențin pe Joe Biden sau nu, însă există și posibilitatea sau imposibilitatea mai degrabă de a-l schimba, pentru că înțelegem că există o desemnare oficială. Cum vedeți confruntarea din septembrie? Bun, mă îndoiesc că ar putea să fie o reluare a acestui meci în septembrie. Dacă, într-un fel, ar rămâne tot Biden, ceea ce mă îndoiesc tot mai mult, adică reacția din tabăra democrată e de așa natură, încât pare destul de puțin probabil. Apropo de ce spuneați, formal trebuie să-l convingă pe Joe Biden să renunțe. Și în momentul ăsta se creează posibilitatea ca la Convenția Democrată din Chicago, din luna august, să desemneze un alt candidat. Nu prea au soluții din acest punct de vedere, pentru, cum spuneam, Kamala Harris e un politician mediocru sau vechiul la diferite nume. Dacă se face lucrul ăsta, sigur, atunci e posibil să avem o dezbatere, dar nu văd, vă dați seama, mai sunt câteva luni. Dacă Biden arată acum cum arată, cum ar putea să arate în septembrie. Dar eu nu cred că se va rămâne, deci democrație vor rămâne cu Biden, dar e adevărat, au mari probleme. S-a discutat despre Gavin Newsom, care e guvernatorul Californiei, dar California în sine e un stat în degradare masivă sub guvernare democrată. Mai este Gretchen Whitmer, care, dacă nu greșesc, e guvernatoarea Illinois. S-a vorbit, am văzut Nicola Kristof în New York Times, vorbea de Gina Raimondo. Gina Raimondo, ea a fost, să zicem, în zona asta de negocieri, în zona de tehnologie, de relații economice și cu China și în zona asta. Și, mă rog, e o persoană interesantă, dar nu cred că poate fi dusă în situația de a deveni candidat. Deci, ca să dau un răspuns mult mai clar, nu văd o reluare. Cred că e quasi imposibil. Dacă se înlocuiește candidatul democrat, atunci, sigur, am putea avea o reluare și lucrurile s-ar putea așeza într-un fel relativ interesant. Un lucru despre care nu se vorbește mai deloc este că în cursă mai este și nepotul lui Jeff Kennedy, deci președintele, și băiatul fratelui său, care a fost și el ucis. El are oarecare tracțiune, nu-mi dau seama. El a fost respins de democrați, dar are un anumit impact electoral. Deci lucrurile în America în acest moment, în mod normal,
Trump cu greutate, dacă rămân așa cum sunt, adică dacă nu se înlocuiește Biden. Și atunci democrații consideră că alegerile de anul ăsta sunt rezolvate din punctul lor de vedere, în sensul că sunt pierdute. Trump oricum era în ascendență în, chiar în vreo 6-7 state democrate, care, democrate din acestea cheie, swing, care, mă rog, pot trece de la unii la alții. După dezbaterea de el, lucrurile se vor agrava și mai mult. Deci, șansele ca într-o confruntare Biden-Trump, Trump să piardă, sunt foarte mici în acest moment. Așa că rămâne să vedem cum va fi o vară extrem de fierbinte. Și Trump, mai e interesant, Trump nu și-a desemnat nici al vicepreședinte, dar va trebui cumva să o facă până la convenția republicană de la mijlocul lunii iulie. Deci va fi o vară extrem de interesantă și apropo de ce spunea și domnul general, lucrurile arată complicat. Nici eu nu cred că neapărat va izbucni un al treilea război mondial și asta în principal din cauza armelor nucleare, marile puteri. Sigur că e și Coreea de Nord, dar marile puteri sunt totuși, acționează totuși rațional. E posibil, cred că obiectivul Rusiei, care tocmai urmează să semneze, nu știu dacă n-a și semnat un acord strategic cu Iranul, împreună cu Coreea de Nord și, sigur, în principal cu China, este să regândească actuala ordine internațională. Și lucrul ăsta pare ceva abstract. Mai concret, înseamnă că fiecare dorește, între altele, da, să-și așeze o sferă de influență pe care să fie considerată legitimă, intangibilă din partea celorlalți. Asta înseamnă eliminarea Americii din Asia, pentru că China asta dorește acolo și cu Taiwanul și cu celelalte lucruri. Rusia dorește să aibă o sferă de influență în Europa și de aici încolo, sigur, discuția poate continua. Dar e cert că Occidentul este într-o situație complicată și din cauza Europei, unde și aici lucrurile sunt destul de amestecate și din cauza situației grele din Statele Unite, noi vorbim noi de Biden și de ce s-a întâmplat acolo. Lucrurile sunt cea mai complicate, apropo de blocaje, de falile din societate, de situația chiar militară în interiorul Pentagonului și așa mai departe. Domnule general Grecu, ne pregătim deja pentru venirea lui Trump la Casa Albă. Trump care ne tot spune în cât timp va pune el capăt războiului din Ucraina? În condițiile actuale și în felul cum performează președintele Biden, că eu exclud o a doua dezbatere între cei doi, pentru că pur și simplu nu vor accepta democrații dacă va rămâne președintele Biden candidat și are mari, foarte mari șanse să rămână, Trump este favorit. Acum ați observat că Trump nu s-a pronunțat, n-a dat nicio soluție. El a spus doar că dacă ar fi fost el, n-ar fi fost război nici în Ucraina, nici în Gaza, nici nicăieri în lume. Era numai pace și miere și lapte. Acum, pe Trump, asta îl știm, că a mai avut 4 ani de termen și știm discursul. El nu este nici politician și cu atât mai puțin diplomat atât în sensul politic cât și în sensul general. Dar el a aruncat săgeata vis-a-vis de rezolvarea problemei. Chiar la începutul săptămânii au venit acele informații cu soluția lui pentru Ucraina, o soluție convenabilă pentru mai mult pentru ruși, pentru ucrainieni, cred că nu este chiar cea mai favorabilă, dar nu și-a asumat-o. El, foștii săi consilieri au venit cu aceste date, conform căreia nu mai ajută pe ucraineni dacă nu încep negocierile de pace, dar le atrage atenția și la ruși ca să fie imparțial, că dacă nici ei nu acceptă, atunci o să-i sprijine și mai tare pe ucraineni, dar aruncă soluția acolo pe actualele aliniamente. Chestia asta va fi greu de digerat pentru ucrainieni în primul rând și pentru toți cei care îi susțin pe ucrainieni atâta timp cât va fi nevoie. Citesc din declarații oficiale. Revenind la cei doi candidați, un nou candidat democrat
Eu cred că, dar nu sunt o mare specialist în ce se întâmplă în America, cred că va fi greu de realizat că nu prea se există un al doilea, ar fi fost trebuit pregătit de timp, dar un al doilea candidat ar putea să-l bată, ca să zic așa, ușor pe Trump, pentru că are argumente absolut suficiente de la politica sa, de la 6 ianuarie, de la declarațiile pe care le-a făcut și de suficiente alte lucruri. Dar este foarte greu, cred eu, pentru ei să găsească un așa ceva, deși se pare că acolo să înroșesc liniile telefonice sau undele, că să fiu mai corect, mai ales după dezbaterea de azi noapte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Alexandru Lăzescu, domnule Dan Grecu, pentru intervențiile dumneavoastră, pentru analize. Scurtă pauză și vorbim despre felul în care statul român ignoră energia produsă de prosumatori, orice ar face instituțiile din România doar să-i descurajeze pe acești oameni. De ce, în condițiile în care se vorbea despre faptul că statul este foarte dornic să folosească energia produsă de prosumatori, cum s-a ajuns la această campanie de descurajare a lor? După o scurtă pauză, ni se alătură și jurnalistul Ciprian Cherciu, specializat în energie. Din nou, fără niciun fel de dezbatere, pe această căldură pe care o invocă și oamenii politici atunci când vor să ne explice de ce nu se mai înțeleg, prosumatorii din România, care au făcut deja investiții pentru a-și asigura independența energetică, află că trebuie să mai facă niște investiții. De ce? Pentru că într-o ședință recentă a Camerei Deputaților, una dintre ultimele din această sesiune, au fost votate niște decizii cu impact asupra consumatorilor casnici și non-casnici din România. Despre ce e vorba? Ne spune jurnalistul Ciprian Cherciu, este specializat în domeniul energiei. Bună ziua, Ciprian Cherciu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O nouă măsură care îi pune pe spatele la zid pe acești români care au avut încredere că energia lor poate ajuta statul, că poate intra în sistem, oameni care au făcut deja investiții, ci află că trebuie să mai cumpere și alte lucruri pentru că ce au ei până acum nu e suficient. Da, a fost o... Nimeni nu a fost consultat, cu toate că, atenție, este prezentată ca fiind un efect al unor studii. Adică niște distribuitori, nu ni se spune care sunt acei distribuitori de energie, cei care trebuiau să întărească rețelele și să facă investiții în rețele ca să putem să avem mai mulți prosumatori în România. Deci distribuitorii au făcut un studiu în București care nu este public, deci nu știm, n-a văzut nimeni studiul ăsta. Și în baza studiului, Parlamentul României, ultimele forțe, în ultima zi, în ultimul minut, au dat această lege. Și care îi obligă pe prosumatori să vină cu baterii, cei care sunt deja prosumatori, trebuie să-și instaleze baterii cu un anumit procent din puterea instalată, mai puțin importantă partea asta tehnică. Deci cei care sunt prosumatori astăzi trebuie să-și instaleze baterii până pe 2027, până pe la finalul lui 2027, în caz contrar, li se va limita puterea cu care pot injecta surplusul în rețea. Deci este o limitare a celor existențe. E adevărat, se întâmplă în timp, târziu. Unii trebuie să spunem că nu vor putea face lucrul ăsta pentru că au invertoare, adică echipamente, care nu suportă baterii, chiar și cele care au fost prin Casa Verde. Deci, practic, am dat o regulă care oricum nu va putea fi respectată. Dar mai grav, cu consecințe foarte grave, și nu s-a discutat până acum nicăieri, dacă această lege începe să-și facă efecte, toți cei care sunt pe Casa Verde acum, astăzi, și care, chiar pe programul din 2023, dar care nu au instalat panouri, nu vor mai primi drept de a fi prosumatori dacă nu-și pun baterii. Se creează o situație foarte ciudată. Când iei finanțarea prin Casa Verde, ești obligat să devii prosumator, dar vine legea asta care spune că trebuie să spui baterii ca să devii prosumator. Dacă oamenii nu vor avea încă 2.000 de euro, 3.000 de euro să scoată din buzunar, vor fi forțați să renunțe la finanțare și, de facto, se va bloca programul Casa Verde, cel care este deja aprobat, atenție, oameni care au dat deja avansuri, firme care au făcut stocuri, în unele cazuri să știți că panourile au fost montate chiar dacă n-ar fi trebuit, pentru că firmele nu puteau să aștepte după AFM
finanțarea. Și atunci, în multe cazuri, știu situații în care s-au instalat panourile, s-au pus, dar nu s-au dat în folosință. Deci ar trebui să date jos de pe casă. Deci consecințele sunt catastrofale. Și atunci, singurul lucru pe care îl pot presupune astăzi legat de prosumatori este că distribuitorii din România, nu știm care, cei care au făcut studiu, ci pe care îi invit să-l publice, să-l dezbatem cu toții, să vedem ce studii au făcut acolo, au dorit blocarea de facto a prosumatorilor. Deci măcar pentru vara asta să existe așa un vid legislativ, să nu se mai dea avize de racordare și să blocăm prosumatorii, măcar până în septembrie. Dacă de ce e atât de important să fie prosumatorii blocați? Pentru că și eu aud tot mai mulți oameni care au făcut această investiție și care credeau că pot ajuta statul în cele din urmă, fiind devenind furnizori de energie. Pot ajuta statul indiscutabil, doar că atunci când cineva produce energie, altcineva nu trebuie să o mai producă. Am înțeles. Și atunci apare o pierdere economică. Al doilea lucru este că distribuitorii de energie care gestionează rețelele din România și pentru care noi plătim în fiecare lună, toți consumatorii din România, noi plătim, pe factură avem tariful de distribuție. Din acei bani trebuie făcute investiții în rețeaua de distribuție. Dacă investițiile nu s-au făcut și vin prosumatorii, aceștia pun presiune pe rețea și obligă la investiții, pentru că nu poți altfel. Și atunci, dacă blochezi prosumatorii, rezolvi mai multe probleme. Nu trebuie să investești chiar într-un ritm așa de accelerat și nu trebuie nici să piardă cineva eventuala producție, care nu se mai întâmplă. Doar că aici noi ne luptăm cu fizica și la final vor pierde, pentru că românii trebuie să facă tranziția de la centralele pe gaz la încălzirea electrică, de la lemne. Avem în România în continuare foarte mulți oameni care se încălzesc cu lemne. Nu-i putem lăsa ca nevul mediu în continuare. Deci ei vor trebui să consume mai multă energie electrică, nu gaze, că nu avem cum să facem o infrastructură de gaze și oricum ăsta este direcția în care mergem. Și atunci va fi un consum de energie electrică, dar trebuie să venim cu stocare, într-adevăr. Deci ei au ascuns toată povestea asta în spatele stocării. Da, este nevoie de stocare, dar statul român nu a făcut nimic, instituțiile, companiile de stat nu au făcut nimic în direcția asta. Și ca să vedeți cât de în urmă sunt și pun tot în cărca prosumatorilor, România are 7 megawatt oră de stocare, iar Germania a instalat doar anul trecut 8.000. Până și Republica Moldova a primit acum la ultima vizită a domnului Anthony Blinken în jur de 300 de megawatt oră de stocare. Da. Iar noi avem 7. E interesant exemplul ăsta și vom reveni asupra subiectului. Mulțumesc mult, Ciprian Chierciu, pentru intervenție. Este un scandal cât casa în cazul suplimentelor alimentare împotriva colesterolului, care au dus la 10 de decese, peste 80 de oameni au murit în Japonia, oameni care au luat suplimente alimentare pentru a scădea colesterolul. Vom discuta despre asta după câteva minute. Suplimente alimentare anticolesterol care conțin drojdie de orez roșu și care ar fi provocat 80 de morți. S-a întâmplat în Japonia, acolo unde alte 10 de persoane au fost spitalizate în ultimul timp. Avem o legătură telefonică directă cu doamna doctor nutriționist Maria Vrânceanu. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sigur, se întâmplă în Japonia, dar și în România există o modă a suplimentelor alimentare împotriva colesterolului, pentru scăderea colesterolului. Are vreo legătură această drojdie de orez roșu? Ar putea să fie cauza acestor nenorociri, aproape 80 de decese legate de asta? Nu. Nu. Deci această substanță, monacolina kappa, care este produsă de către acest orez roșu fermentat, da, drojdie aceasta pentru orez roșu, nu are efecte negative asupra stării noastre de sănătate. Din păcate, se pare că aceste suplimente în Japonia nu neapărat au fost adulterate de către producători, ci a fost un accident, pentru că s-au găsit în ele acid puberulii, care este produs de mucegaiurile albastre. Deci, probabil, cultura respectivă a fost invadată de aceste mucegaiuri, care odată cu prelucrare au intrat în capsulele respective de suplimente. Deci, asta bănuiesc ar fi una dintre explicații. Dar, pe lângă aceasta, să nu uităm, suplimentele nu sunt controlate de niciun fel de autoritate. Dacă dumneavoastră mâine vreți să faceți un supliment, îl declarați la autoritatea pentru suplimente alimentare, puneți pe hârtie exact ingredientele care să corespundă
răspundă limitelor admise și apoi produceți. E foarte dificil că va veni cineva să vă controleze, să vadă ce produceți. De cele mai multe ori, suplimentele alimentare sunt subdozate și de foarte multe ori sunt adulterate, adică au adăugate substanțe care nu ar trebui să fie acolo, tocmai ca să le crească funcționalitatea. Vă aduceți aminte de faimoasa capsulă de slăbit, a fost un business extraordinar în România și care era adulterată cu amfetamine. Din cauza aceasta și funcționa atât de bine pentru pierderea în greutate, dar și acolo s-au înregistrat foarte multe probleme de sănătate. Din câte știu, nu au existat morți, dar unele persoane care au probleme cardiovasculare ar putea să nu se simtă tocmai foarte bine atunci când iau amfetamine, ca drept dovadă că aceste substanțe au fost retrase de pe piața medicamentelor de slăbire. Deci e foarte important atunci când vrem să luăm un supliment alimentar să întrebăm un specialist, pentru că piața este plină de suplimente, nu știm de unde vin. Știți acele reclame, am luat suplimentul ăsta, m-a vindecat de cancer, am băut sucul ăsta, nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu luați niciodată suplimente fără să aveți avizul specialistului, pentru că în general noi știm care sunt firmele producătoare serioase și care sunt așa zisele firme no-name, care vă pot vinde cine știe ce. E totuși o tentație, pentru că oamenii consideră că decât să ia substanțe chimice din medicamente, mai bine le fac acele ingrediente naturale din suplimente. Da, pentru că în imaginația colectivă există foarte mare confuzie despre substanța chimică. Deci inclusiv suplimentele alimentare conțin substanțe chimice. Plantele conțin substanțe chimice, nu? Pentru că foarte multe plante reprezintă surse de materii prime pentru industria farmaceutică. Asta. Dar un medicament este întotdeauna testat. Există acele faze de testare. Ca să punem pe piață un medicament e nevoie de 10 până la 15 ani, deci sunt foarte multe studii făcute, pentru că vedeți, există și o listă foarte lungă de efecte adverse. Suplimentele alimentare le iei, scrie acolo, nu prezintă efecte adverse, toate scriu, nu se iau de către copii și femei sărcinate și femei care alăptează. Deci eu nu am un control, eu nu știu exact cum a fost dozată substanța respectivă, nu știu exact dacă într-adevăr aceea este doza care este scrisă pe etichetă, deci sunt foarte multe semne de întrebare, dar cu toate acestea, să nu lovim în toată lumea, pentru că există și producători de suplimente care sunt foarte serioși și da, suplimentele alimentare sunt bune, dar ce trebuie să înțeleagă acum telespectatorii, că există o asociere directă între prețul acestora și da, calitatea acestora. Mulțumesc. De exemplu, omega 3. Vă mulțumesc, doamna doctor. Vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste subiecte, pentru că ele apar la tot pasul. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Să aveți un weekend liniștit!